Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre ecuații în mulțimea numerelor raționale. Matematică, clasa a 6. Ne propunem pentru început să stabilim ceea ce înțelegem prin soluție a unei ecuații de tip a ori x plus b egal cu 0, în care a și b sunt numere raționale, a diferit de 0, x număr rațional. Se numește soluție a unei astfel de ecuații un număr rațional y, cu proprietatea că înlocuindu-l pe x în relația ax plus b egal cu 0 cu y, obținem o relație adevărată, adică a ori y plus b egal cu 0. Câteva exerciții care să reflecte modul în care rezolvăm o ecuație în mulțimea numerelor raționale. Primul exercițiu ne cere să rezolvăm în mulțimea numerelor raționale următoarea ecuație. Modul din 3 ori x minus 7 egal cu 4. Pentru aceasta putem aplica o proprietate a modulului care spune că în contextul în care modulul lui x egal cu un număr a pozitiv, atunci x este minus a sau x este egal cu a. Așadar, avem două variante, 3 ori x minus 7 egal cu minus 4 sau 3 ori x minus 7 egal cu 4. Rezolvăm prima ecuație, 3 ori x minus 7 egal cu minus 4. Prin adunarea în ambii membri ai lui 7, obținem 3x minus 7 plus 7 egal cu 7 minus 4. Adică 3 ori x egal cu 3, de unde prin împărțirea prin 3 obținem x egal cu 1, care într-adevăr este număr rațional. Mai mult decât atât, așa cum am precizat în paranteză, 1 este număr natural, iar datorită incluziunii dintre mulțimea numărelor naturale în mulțimea numărelor întregi Z, la rândul ei inclusă mulțimea numărul raționale Q, 1 poate fi considerat și este număr rațional. A doua ecuație, avem 3 ori x minus 7 egal cu 4, la fel adunăm 7 în ambii membri a egalității a ecuației și obținem 3 ori x egal cu 11. Împărțind prin 3 ecuația, obținem soluția x egal cu 11 supra 3, care evident este număr rațional. În concluzie, soluțiile ecuației noastre sunt numerele x egal cu 1, respectiv x egal cu 11 pe 3. Al doilea exercițiu. Determinați soluțiile din mulțimea numărelor raționale pentru ecuația 3 înmulțit cu paranteză pătrată, 5 plus 3 ori paranteză rotundă, modul din x minus 2. Și închidem parantezele, rotundă și pătrată, egal mai departe cu 7 înmulțit cu modul din x. Vom respecta în rezolvarea acestei ecuații ordinea efectuării operațiilor în mulțimea numărelor raționale. Obținem astfel 3 înmulțit cu 5 plus, am desfăcut paranteza rotundă și obținem 3 ori modul din x minus 3 ori 2, adică minus 6, egal cu 7 ori modul din x. Mai departe, efectuăm în paranteza rotundă operația 5 minus 6, rescriem ecuația sub forma 3 înmulțit cu paranteză rotundă 3 ori modul din x minus 1. Totul egal cu 7 ori modul din x. Desfacem apoi paranteza rotundă, aplicăm distributivitatea înmulțirii față de scădere și obținem 9 modul din x minus 3 egal cu 7 ori modul din x. Ecuație care poate fi privită în necunoscuta modul din x. Și atunci
putem aduna în ambii membri ai acesteia 3, obținând 9 modul din x egal cu 7 ori modul din x plus 3, de unde mai departe scăzând 7 ori modul din x în ambii membri ai ecuației, obținem că 2 ori modul din x egal cu 3, așadar modul din x egal cu 3 pe 2. În baza proprietății anterior exprimate, în exercițiul 1, obținem cele două valori posibile, x egal cu minus 3 pe 2 sau x egal cu 3 pe 2. Ambele valori sunt numere raționale, deci ele constituie soluții ale ecuației inițiale. Exercițiul al treilea ne cere să rezolvăm la fel pe mulțimea numerelor raționale următoarea ecuație. 4 înmulțit cu paranteză x plus 3 plus 3 egal cu 2 înmulțit cu x minus 1. Vom aplica distributivitatea înmulțirii față de adunare și scădere în ambii membri ai ecuației. Așadar, desfacem parantezele și obținem 4 ori x plus 12 plus 3 egal cu 2 pe lângă x minus 1. Deci 4 ori x plus 15 egal 2x minus 2. Adunăm în ambii membri ai ecuației 2 și obținem 4 ori x plus 17 egal cu 2 ori x, de unde scăzând în ambii membri ai ecuației 2 ori x, obținem 4 ori x minus 2 ori x plus 17 egal cu 2 ori x minus 2 ori x. Așadar, 2 ori x plus 17 egal cu 0. De data aceasta scădem 17 în ambii membri ai egalității și obținem 2 ori x egal cu minus 17. Împărțim prin 2 și obținem soluția x egal cu minus 17 pe 2, care este număr rațional. Atât pentru ziua de azi, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!